30 iunie 2012. O vreme perfectă pentru urcat muntele Cozia. Sper să se menține vremea tot așa. Sunt singur și am fost de mult timp să ajung în vârf și astăzi pare că vremea ține cu mine. Traseul începe din Păușa, Căciulata, aproximativ 5 ore. Și este destul de dificil pe porțiunea cuprinsă între Mănăstirea Stănișoara și vârf. Ție, mă, cățelușule mic. Și săptămâna trecută te-am auzit cum plângeai. Pufule. Nu pot să te iau cu mine. Mă aflu pe porțiunea de traseu dintre Păușa și Stănișoara. Nu pune probleme foarte mari, mai ales că asemenea priveliști sunt un tratament pentru sufletul în cătușa de jungla de beton armată la oraș. Iată și masivul Cozia, acolo unde sunt releele, trebuie să ajung. Zona este absolut spectaculoasă, foarte multă verdeață. Sper din tot sufletul să nu mă întâlnesc cu un ursuleț, doi. Și dacă o să mă întâlnesc, sper să fie blând. Pentru că dacă m-am întâlnit, deja e inevitabil. Spectaculos și acest pârâu. Cred că de aici voi lua niște apă rece. Asta din bidon s-a încălzit.
Mai avem 100 de metri până la Stănișoara. Atâta? Da. Se vede și releul de pe Cozia. Muntele Cozia, ăsta e numele. Cum? Muntele Cozia. Nu, numele tău. A, Alex. Alex. Alex, am un coleg, are băiat în Australia. Alex. Trebuie să aici, bun. Să va acasă, scol. Să știi cum răzie și vizezul ăla. Aolo, ce frumos e. Ce masiv. Cât de masiv e. Am ajuns și la mănăstirea Stănișoara. Este absolut spectaculos. Nu e frumos? Formidabil! Prendoare! Ceva de domeniu fenomenal! Fantastic! O să cobor și la mănăstire să... Mergem jos acolo! Sper să găsesc niște apă, ce că aia cred că s-a încălzit! Cred că și-a mea! Ia uite unde releu! Ia uite unde releu! Băi, nu se poate! E frumos, e raiul pe pământ! Hai de capul! Raiul, raiul! Am zis bine, raiul pe pământ! Doamne Dumnezeule, băgat-o. Da. Uite unde au băgat-o. Uite unde au băgat. Uite ce mișto sunt făcute icoanele alea cu auriu. Da. Ei zi tu. Ei zi tu. Ei zi tu ce a putut să facă mintea omenească. E divin aici. E de domeniu, ți-am zis. Inegalat. Nu se poate. Mănăstirea se poate. Stănișoara. Împărăția Domnului. 30 iulie 2012. Îmi pare rău că nu știu altitudine. Măgărușu. Măgărușu acolo? Da, uite, pozează. Stă la și la umbră. Da. Hai să vedem cum luăm apă. 7 km mai e. Mai e, nu? Uite,
Pozează Alex cloșca cu puișori. Uite-o acolo. Aoleu, n-am mai văzut așa ceva dacă nu aveam 7 ani. De când aveam 7 ani n-am mai văzut așa ceva. Da, pozează. Doamne Dumnezeule, ce frumos. Da. Uite cât Doamne Dumnezeule, ce frumos. Da. Uite cât de frumos poate să fie. N-am mai văzut așa ceva de când era mic. Era copil. Uite, cu cocoșelul. Ia uite ce mândru e cocoșul. Da. Păi sunt ai lui. Cloșca cu pui. Da. La stănișoara. Super. Ăla cred că da, da, aia este apa. Luăm apă de acolo. Impresionant. Nu? Ți-a plăcut? Da. Vrem apă și pornă sau intrăm în biserică? Am ajuns bine, prea 10. 11 fără 10? Da. E perfect. Am N-am mai văzut de când aveam 7 ani așa ceva. Mai am puțin până în vârf. Traseul a fost absolut infernal. Extraordinar de abrupt. Deja începe să se vadă la orizont. Timp de aproape 2 ore n-am văzut nimic datorită pădurii care este foarte deasă. Dar spre vârf, iată că mai sunt niște luminișuri. Iată râul Olt. Ăla cred că este barajul de la Galicia. O rupere. Un minunat loc de popas. Spre vârful Cozia. Deși a fost absolut înfiorător efortul pentru a ajunge aici. Parcă nu mai contează în fața unei asemenea priveliști care taie răsuflarea. Valea Oltului. Incredibil. iunie 2012, în vârf de munte, muntele Pozia, care după
două ore jumate de efort susținut fizic și psihic. Face un cadou superb călătorului cu o priveliște minunată asupra Văii Oltului, dar și în alte împrejurimi. Este absolut superb sus. Iată și făgărașii care se scaldă în nori. Probabil acolo acum plouă. Sper să nu plouă și aici. Wow! Super! Spectaculos! Încă mai este săpadă în fugăraș, câteva petice. Aia este parcarea unde am mașina. Este cea gri din stânga. Abia se distinge. Este destul de îndepărtată.